trauma e ce simt eu și dacă eu simt că e ceva care mă copleșește, e o traumă și cum o rezolvăm? Vreau să începem să aducem în conștiința oamenilor că este absolut normal, sănătos, benefic pentru noi să ne trăim, să ne exprimăm emoțiile. Suntem responsabili de ce energie aducem, mai ales când intrăm într-un loc cu alți oameni, pentru că influențăm enorm. Cuvântul este unul, prezență. Sunt prezentă la ceea ce eu trăiesc în acest moment. Și să nu mă gândesc la viitor, la trecut, ce s-ar putea întâmpla. Să trăiesc aici cu ce exact. Avem acum. Cum cu cea, să ținem mintea liniștită. Prezența înseamnă minte liniștită. Okay. Nimic nu mă distrage când copilul plânge, când copilul trăiește o stare. Contează foarte mult prezența unui martor empatic. Deci e ok când copiii voștri plâng, când îi doare burtica. E parte din trecerea la următorul tip de conștiință, adică eu sunt iubit și sunt bine și la distanță. Zunivers Podcasts. Bun găsit! Suntem la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Tu știi ce face copilul tău pe internet? Îi cunoști idolii? Din clipa în care copilul are acces la telefon sau la tabletă, intră într-o lume cu două fețe. Sunt acolo progresul și tehnologia, dar tot acolo sunt falsi idoli, modelele închipuite, formele fără fond. În spatele unui ecran, la adăpostul filtrelor, oricine poate da sfaturi sau vinde iluzii. Prietenii noștri de la DAV au pornit campania Ai încredere în tine și au nevoie de noi părinții, dar și de profesori ca să răspândim mesajul fără sfaturi toxice. Este de fapt o invitație către adolescenți și tineri să nu mai urmărească sursele online care le afectează stima de sine. Rolul nostru ca părinți este să călăuzim pașii și să le fim alături în anii aceștia dificile ai adolescenței, când deciziile sunt cel mai greu de luat. Vino și tu alături de alți părinți în campania DAV fără sfaturi toxice ca să-i ajutăm pe copiii noștri să nu mai urmărească sursele din online care le afectează încrederea în sine. Iar pe site-ul dav.com/ro/încredere-în-tine.html veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie, dragi părinți și dragi profesori, dar și un studiu extrem de important. Vă spun doar atât, 80% dintre copiii intervievați au spus că ar vrea să stea de vorbă cu părinții lor despre cum să gestioneze sfaturile toxice venite de pe internet. Așadar, copiii noștri au în primul rând nevoie de noi. Toată lumea își face operații estetice în ziua de azi. Vezi câte zile poți sări peste prânz și cină cu o cură de detoxifiere cu sucuri. Dacă nu ai dinții drepți, îi poți pili cu o pilă de unghii. Baby Botox e incredibil. E soluția pentru o piele perfectă. E totul în regulă? Da, mami. Părinți cu Minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de fiecare dată, Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți și fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este Florentina Niculescu, psihoterapeut și una dintre fondatoarele Somatic Personal Development. Bine ai venit, Florentina! Mulțumesc pentru invitație, amândorura! Să știi că m-am uitat pe foaie să nu greșesc exact titulatura, pentru că e un concept oarecum nou în România și abia aștept să ne introduci un pic în treaba asta și chiar cu această întrebare o să încep. Ce înseamnă vindecarea asta prin experiențe somatice? Da, mulțumesc frumos pentru introducere și am să aduc aici faptul că în acest concept nou, Somatic Personal Development, nu sunt singură. Sunt împreună cu Florica Motoc, bună prietenă și profesionist și ea psihoterapeut, și Carmen Hanță, ea este cea care dă voce vocilor noastre în mass media. Conceptul Somatic Personal Development a început pornind de la o sesiune de
lucru, cum am fost puțin mai devreme cu Ana pe hol, împreună cu Nelly, Florica egal Nelly. Discutam acolo despre cum am putea să venim în sprijinul femeilor, în sprijinul mamelor. Pornind de la formarea noastră de bază, noi suntem terapeuți certificați în Somatic Experiencing, iar această metodă are ca instrument de lucru corpul. Instrumentul de lucru, corpul, amprentează în interior toate experiențele noastre de viață. Mai concret, dacă puțin mai devreme stăteam pe hol cu Ana, într-o stare de prezență, discutând de ale noastre, ca între femei, această memorie are o componentă chimică internă, are o componentă emoțională și are și o componentă mentală. Aș adăuga acum în lumea femeilor moderne care are și o componentă energetică. De ce? Pentru că pornind de la un subiect micuț, noi ne-am dus către discuții multiple. Ok. Asta rămâne amprentat în noi, în sensul în care, da, acum vorbim despre discuția de pe hol și sunt convinsă că Oana poate să simtă în interiorul ei acelea senzații plăcute pe care le-a simțit în momentul discuției noastre. Greșesc? Da. Nu. În momentul în care stăteam pe canapea și în orice moment din viața noastră, se creează între mine și tine un animal energetic, o pisică care stă în poala amândurora, nu știu cum să spun, ca să înțeleagă toată lumea, nu? Că da, pisicile da, da. Dau... Okay. Adică stare care, dacă, nu știu, reușești să fii atent, se traduce foarte mult în postura corpului, în relaxarea brațelor, a stomacului, în nevoia mea de a evita privirea când tu vii cu niște lucruri care pentru mine nu sunt încă suficient de ușor de primit. Nu? Da. Da. Ai simțit asta. Și a rămas memoria acelei țări în care am locuit noi 10 minute pe hol. Unde a rămas memoria? În intelect? Nu, că n-am avut timp să procesăm, n-am avut timp să mă gândesc ce am vorbit cu Florentina, ce am... Nu, a rămas ca o stare trăită, ca un miros, ca un gust, nu? Da. Uite, și atunci... Iartă-mă, uite, vreau să-ți dau un exemplu, că vă ascultam foarte interesată de subiectul ăsta și m-am gândit în starea în care am venit eu. Pentru că am lăsat-o pe fetița mea acasă, este bolnăvioară de câteva zile și am lăsat-o un pic supărată că a trebuit să plec și am simțit că ea tot trăgea de mine, hai mai stai, că nu mai îmbrățișat suficient și eu știam că face lucrurile astea pentru că trage de timp, eu eram cu ochii pe ceas ca să nu întârzi și simt aici în piept o... Ca și cum niște corzi de lumină, așa nod, te țin în continuare. Ca un piept pe care l-am de când am plecat de acasă. Da. Spune-mi, te rog, ce vârstă are. Are 6 ani și 5 luni. Mulți înainte. Mulțumesc. Din ceea ce tu povestești, Simona, eu aud această relație frumoasă, creată și co-creată între voi. Și atunci acolo a fost o manifestare a unui sentiment de iubire. Mami, te vreau lângă mine. Important este... în aceste momente ca ea să înțeleagă că da, eu sunt lângă tine, însă în egală măsură trebuie să fac și acest lucru și anume să plec de lângă tine, să mă duc la job, însă te asigur că voi reveni. Vorbim aici despre anxietatea ta, că ceea ce tu simți acolo este o anxietate. Iar din anii de experiență am redus definiția anxietății la două cuvinte. Lipsa încrederii. În momentul în care tu te duci în relație cu fiica ta și îi dai asigurări că da, mami se întoarce, mami o să fie aici alături de tine, ea va simți că tu îi spui adevărul. Da? Însă este foarte important cum te autoreglezi tu aici. Pentru că dacă tu vei simți această anxietate, fiica ta va simți anxietatea ta. Iar asta se numește rezonanță. Sunt aici cu tine,
Și în momentul în care îți vorbesc, eu pot să simt ușor, ușor cum sistemul tău începe să se liniștească. Uh-huh. De ce? Pentru că îți dau informația cognitivă de care tu ai nevoie, astfel încât emoționalul tău să calm down, să se calmeze puțin și tu să intri într-o stare de ușoară coerență. Pentru cei care or să și vadă înregistrarea, o să-i rog să fie atenți la ritmul respirației tale. Este unul liniștit. Asta înseamnă somatică. Și când copilul te bagă într-un turbion de ăsta, sau soțul, sau partenerul de afaceri, sau omul din trafic, când îți activează ghemul ăla în stomac, ce faci, cum lucrezi cu corpul tău? Pentru că știi că nu e despre omul ăla, nu e despre soț, nu e despre copil, este despre cum percep eu realitatea și ce pun eu, ce formă de expresie pun eu în realitate. Cum controlez eu chimia corpului meu să nu spiralez în panica asta? Uite, fii mea e departe, e peste ocean, în orice moment îi se poate întâmpla ceva. Am trimis copilul în excursie astăzi, în orice moment poate fi un accident cu autocarul pe autostradă. Chiar și la școală. Eu am momente când mă gândesc, da, toate ce mamele se întâmplă lor la școală și la grădiniță peste zi. N-ai control. Ce faci? Cum liniștești corpul? E foarte interesant că vorbiți amândouă de control, amândouă veniți cu întrebări, da? Și atunci o să vorbesc despre acest control. Cuvântul este unul. Prezență. Sunt prezentă la ceea ce eu trăiesc în acest moment. Mă impactează ceea ce vine din exterior? Și dacă da, ce pot să fac eu să mă aduc în starea mea de prezență și să nu fuzionez? Și să nu mă gândesc la viitor, la trecut, ce s-ar putea întâmpla, să trăiesc aici cu ce avem acum. Cu ce avem acum. O să vă spun, este foarte simplu. Pornind de la prezență, da, când eu sunt prezentă, simt o stare. Poate de bucurie, da? Poate de fericire, momentul de fericire, poate de liniște, poate de calm, de pace. Da? Toate aceste stări vin la pachet cu senzații simțite asociate lor. Aceste senzații simțite sunt adevărul meu, adevărul trăit. Un adevăr care este diferit de adevărul tău, Simona, și un adevăr care este diferit de adevărul tău, Oana. Da? A fi prezent înseamnă așa, a putea să observ că poate respirația ta a stat, să observ că aici este o plantă, să observ decorul frumos, să mă întorc la tine, Simona, și să observ sclipiciul, da? Asta înseamnă să-ți fi prezent. Să fundul în scaun, genunchiul, talpa, asta înseamnă, nu? Grounding. Da. Iar grounding-ul îl facem atunci când nu simțim starea de prezență. Da? Adică, și îți mulțumesc de precizare. Eu când sunt prezentă, sunt prezentă cu toate simțurile mele. Aud, văd, miros, da? Simt contactul cu mine însă, simt dacă sunt încordată, simt dacă emoțiile mă copleșesc sau nu. Când nu sunt prezentă, am nevoie să mă reîntorc la mine prin acest grounding despre care tu pomenești acum, Oana. Da? Adică să ținem un pic mintea liniștită. Să ținem mintea liniștită. Prezență înseamnă minte liniștită. Okay. Nimic nu mă distrage. Atunci când apar gândurile despre care tu spuneai, Simona, da? Înseamnă că eu sunt furată din acest prezent al meu, acest prezent trăit, simțit, da? De un mecanism de coping. Un mecanism de coping pe care îl onorăm, nu îl dăm la o parte. De ce spun asta? Pentru că așa cum avem această memorie a evenimentelor frumoase în viața noastră, și sunt convinsă că dacă v-aș duce acum într-un exercițiu de imaginație, ați retrăi, puteți să faceți asta în timp ce eu vorbesc. Da, eu mă gândesc la vacanțe. Exact. Și doar observă, când te gândești la vacanțe, observă ce simte corpul tău.
ce senzații retrăiește, ce emoții asociază acestor senzații, da? Vorbeam puțin mai devreme de acest mecanism de coping. El apare și se dezvoltă, ia naștere în momentul în care un eveniment care are o încărcătură mai puțin plăcută pentru mine îmi dă chimia internă peste cap. Cu alte cuvinte, văd bicicleta asta aici și mă atrage să dau un exemplu, da? Merg pe bicicletă, vine un câine după mine, eu mă sperii și mișc de volan, mă dezechilibrez și pic, da? Trauma nu este acest moment. Că am căzut și mă doare corpul. Nu. Trauma este ceea ce eu trăiesc la câtva timp după acest eveniment. Și cum trăiesc asta? Trăiesc emoțional, îmi este frică și trăiesc corporal. Și dacă eu aduc prezență, o să observ că al meu corp începe să manifeste ceva. Iar acest ceva poate fi sub formă de îmi vine să plâng, încep să tremur. Doar la gândul că mi s-a întâmplat treaba asta. Doar la gândul că, dar este trăirea după eveniment, iar asta mie îmi indică acolo că a fost ceva cu încărcătură puternică. Dar stai un pic, căderea de pe bicicletă, da. Da. Care mi s-a întâmplat, să spunem, ai dat un exemplu și mie mi se pare o treabă minoră. Uh-huh. Asta este o traumă? Pentru mine poate fi o traumă, pentru tine poate să nu fie o traumă. Uh-huh. Pentru că eu atunci când spun cuvântul traumă, mă gândesc la ceva foarte, o moarte într-un accident. Sau cineva care te-a umilit, te-a violat, te-a aruncat în ceva stradă. Ceva foarte greu, foarte greu. Și iată cum ajungem, da, la o definiție și mai concretă a traumei. Trauma este trăirea subiectivă. Adică ce imagine eu în corp îți faci tu despre eveniment? Eu trăiesc asta. Da. Și o trăiesc diferit de tine. Și dacă pentru tine un accident de bicicletă a însemnat puțin lucru, pentru mine acel accident de bicicletă a însemnat ca eu să nu mă mai urc vreodată. Uite, îți dau un exemplu și mai banal. Dimineața stăteam în trafic cu mașini peste tot, pe trei coloane lângă mine. Cum se întâmplă, și da. Ai sentimentul ăla de I'm stuck, sunt blocat, neputință. Nu ajung unde vreau. Și am observat ce face corpul meu și mintea. A început să butoneze în telefon, să vorbesc cu nu știu cine, să mă scarpin, să mă... De ce? Și pe urmă m-am întrebat, sunt conștientă, sunt prezent acum? Și gândurile, mintea mea zis, sigur că ești prezentă, Oana, doar nu ești nebună, știi că ești în trafic, știi că sunt mașini, știi că te rușești, știi că te uiți. Dar nu asta înseamnă să fii prezent și conștient. Eu ce făceam atunci cu mintea când mă simțeam stuck în trafic? Încercam cu mintea să deschid tot felul de ușițe de evacuare din starea fiziologică de a fi cu fundul scaun blocată într-o lume gri cu claxon. Îți căutai o ieșire? Da. Tot timpul. Deci mintea umană urăște golul, urăște senzația de blocat, de nimic, de neajuns, de pândit, de alergat de câine, deci tot ce înseamnă o situație nu grea, tensionată, și atunci mecanism de coping înseamnă să fac ceva, să deschid niște uși cu mintea mea și să mă și iluzionez că eu știu unde sunt, normal că sunt conștientă, sunt în trafic. Și am zis, hai să fac un exercițiu, că tot vin la podcast cu experiențe somatici, să vedem dacă pot să stau în realitatea asta. Și fizic am început să mă uit la mașini, să mă uit la oameni, să simt claxoanele, mirosul de noxe. Îmi era foarte greu să stau în situația respectivă. Și am avut așa o realizare că și atunci când mă jucam cu copilul meu și era mică, deși o iubeam din tot sufletul și nu știu ce, lucram cu ea pe covor și ziceam, mamă, ce mamă bună sunt și disponibilă, mintea mea era acolo și sufletul, că-ți iubești copilul biologic, dar nu eram acolo. Calitatea prezenței mele lângă copilul meu era exact cum era calitatea prezenței mele în mașină. Nu eram în traficul gândurilor și expresiilor ei de sine.
ca tăticul ăla care se împarcă, l-a trimis nevasta duminica ca să facă și ea mâncare și el îl dă copilul în leagăn și cu mâna cealaltă e pe telefon. Am văzut de multe ori faza aia. Așa suntem toți. Eu am văzut tata care întreba unde e copilul pe care îl dădea în leagăn. Deci e același lucru și asta e traumă, calitatea prezenței, dar e traumă și pentru mine. Și pe mine mă doare în mașină că au trecut 30 de minute în trafic, 30 de minute pe care le-am pierdut din viața mea pentru că mintea a alergat, când puteam efectiv să stau așa cum e realitatea aia gri. Este cea mai plăcută senzație să stai fără nicio miză, dar ajungi atât de greu la ea pentru că toată societatea, școala, părinții te-au deformat din prima clipă a nașterii să-ți orientezi mintea și atenția mereu pe formă, pe ce e, pe ce să mai mănânc, pe ce să mai fumez, cu ce să mai joc, cine să mă mai aducă iubire, cine să mai mi-aducă satisfacție. Realitatea e că dacă înveți să stai în situația aia nasoală sau în povestea bicicletei și a câinelui după eveniment, poți să găsești o altă lume pe care nu pot să o pun în cuvinte, dar care abia acum mi se deschide și mie, deci nu vorbesc cu autoritatea, wow, ce face Oana, dar este, asta trebuie să înțeleagă, că noi când vorbim de mecanisme, de coping, de traumă, lumea închide telefonul și dă-le mă și pastea da, încolo, că de m-am săturat de traumă. Da, ca să ne întoarcem la situația cu bicicleta, că eu te-am întrerupt. Ok, trauma e ce simt eu și dacă eu simt că e ceva care mă copleșește, e o traumă și cum o rezolvăm? Da, răspunsul cel mai la îndemână ar fi să mergi să vorbești cu un specialist, însă poți să ai momente în care tu poți fi propriul tău terapeut atunci când, da, ajung acasă, mă spăl, îmi oblojesc rănile dacă ele au fost. Asta înseamnă a fi propriul tău terapeut, asta înseamnă a avea grijă de tine, asta înseamnă a fi prezent. Văd că mă doare, mă duc și mă îngrijesc. Asta înseamnă a-ți da ție spațiu. Îmi vine să plâng, îmi dau voie să plâng. Este felul în care organismul meu descarcă acea încărcătură, ceea ce n-a putut șocul să facă în da fracțiunea aceea de secundă, pentru că a fost nevoie ca întreaga energie produsă de corp să se strângă, focalizeze pentru a salva, a se salva. Da? Iar apoi când această energie se reașează, apare tremuratul, descarc frica. Da? Sau asta înseamnă ieșire dintr-un eveniment. Sigur că acum vorbim despre un eveniment izolat, micuț. Observăm asta și Oana, te rog, du asta în rândul persoanelor cu care tu te vezi, Simona, du asta în rândul persoanelor cu care tu te vezi. În momentul în care copiii cad, se lovesc și încep să plângă, noi nu le mai spunem, nu mai plânge, da, da, nu mai... Că e modalitatea sănătoasă de a descărca. Exact. Și ei mai plâng, au și plânsul acela de oboseală, plânsul acela în tantrum. Da. Și la un moment dat, tu ca părinte obosești, că plâng copiii mici, plâng 20 de minute. Da. Și da, tendința e să spui, ok, am înțeles, nu mai plânge. Deci nu mai spunem niciodată așa. N-a spune niciodată. Mă rog, în situațiile astea când chiar e, nu e plânsul ăla de este plânsul răsfăț, acela. Plânsul acela... Da, de este... Mie mi-este greu. Uh-huh. Eu nu știu cum să gestionez ceea ce simt și are nevoie să fie învățat cum să gestioneze. Iar dacă eu vin și spun nu mai plânge, nu mai... În continuare... creștem generații de persoane castrate emoțional. Și pe cuvântul care meu de onoare, vreau, da, vreau să începem să aducem în conștiința oamenilor că este absolut normal, sănătos, benefic pentru noi să ne trăim, să ne exprimăm emoțiile. Acceptăm râsul. Da. Ne place râsul, dar când plânge da, cineva, că da, e tot o emoție. Suntem condiționați exact să fugim de ce se simte ne... Dar știi ce m-a ajutat să înțeleg? Și a fost așa un declic, poate și pentru femeile, părinții care ne ascultă.
mintea e mult mai rapidă, iar corpul, care este inteligență, corpul uman e inteligență, corpul gândește, nu gândește verbal. Da? Nu are inteligență intelectuală. Are... Corpul e mult mai lent decât mintea. Spiritul tău, sufletul, inima sunt mult mai lente. Ele procesează realitatea mult mai târziu. Mintea pleacă ca un tren și spune, nu-i nimic, Oana, ai căzut, fii vitează, pune mâna, n-ai pățit nimica, mai rău, n-ai fost atentă, trebuia să noi în zona cu câini, așa să te convine treaba ta, nu, așa meriți, normal că ai căzut, acum suck it up și mergi înainte, că nu e nimic, doar ai căzut pe bicicletă, termină. Deci ce face mintea? Încearcă să proceseze trauma mult mai repede, să dea tot felul de motivații pentru care tu nu trebuie să mai plângi. Și fiimea a căzut într-o zi rău și tremura, credeam că are piciorul lung, nu-l avea, dar doar tremura. Și primul meu reflex a fost să pun mâna pe ea, dar nu mai tremura, că n-ai nimic. Și a fost pentru mine când am citit cartea lui Peter Levine, am zis, Doamne, că așa și începe când am aflat că corpul are o inteligență extraordinară, dar mult mai lentă decât mintea, am zis, băi, asta e informație științifică, atunci trebuie să stau cu corpul să vedem ce îmi spune. Altfel nu credeam ce spun psihologii ăștia. Doamne, zice, eu am procesat cu mintea, eu mi-am explicat, eu știu ce am făcut, am căzut pe bicicletă, mare lucru. Dar să zicem că în următoarele zile merg așa, încordată, nu? Sau mi se pare că sunt foarte obosită. De la asta e că n-am stat cu... Cu ceea cu ce experiență. Avea nevoie să descarce corpul după un astfel de eveniment. Da. Mai banal, da? Ne ducem într-un exemplu și mai... Avem o noapte de petrecere. Nu dormim. Câte ore avem nevoie să dormim după această noapte? Nu simțiți greutatea, nu simțiți... Că trebuie să dormi mult. Da. Sau după ce plângi. Am nevoie să îmi readuc energia internă într-un echilibru. Dar cum facem de pildă cu mamele de copii mici care nu pot să doarmă cât cere corpul, pentru că nu au cum să doarmă? Cum să se regleze ele? Da, aici este un subiect pe care pot să-l vorbesc doar din lucru cu clientele mele. Eu nu sunt mamă și este un subiect pe care îl vorbesc din cărți sau din experiența altor femei. În momentul în care femeia de naștere are nevoie să fie sprijinită, sunteți mame și corpul în momentul în care dăm naștere suportă niște traume. Doar în prezența altor femei, alături de care noi simțim siguranță, corpul nostru se poate reface. De asemenea și în prezența partenerului de viață. Așa că este necesar să înțelegem că atunci când în relația de cuplu apare o a treia persoană, timpul pe care noi îl lăsăm ca eu să mă obișnuiesc cu copilul, ca mai apoi copilul să obișnuiască cu tatăl, ca mai apoi eu în relație cu partenerul meu să mă obișnuiesc într-un alt rol, rol de mamă și de tată. Da? Toate astea presupun comunicare, presupun adevăr rostit, presupun angajament reciproc, presupune sunt aici pentru tine, te văd. Iar în acest timp, știind mama că cineva în care are încredere, copilul ei este în siguranță, sistemul mamei se liniștește și atunci ea poate să doarmă. Știu că mamele acum, în epoca modernă, doar eu pot să fac. Doar ce eu fac eu este asta. Bine. Doar ce... Și este adevărat. Și este adevărat, pentru că ele timp de 9 luni de zile au o relație atât de intimă cu corpul lor, cu ființa care se dezvoltă în ele.
So, da, mamele au dreptate, însă este necesar să își deschidă puțin, doar puțin, orizontul și să înțeleagă că și fiind în familie extinsă, persoanele care vin acolo au cele mai bune intenții. Adică am mai povestit că mie mi-a, după ce am născut-o pe Ana, am avut nevoie de o săptămână ca să am încredere în mama, care mama ne-a ajutat atâția ani după, dar atunci n-am, și la maternitate nu i-am dat-o în brațe. Steam așa cu copilul și nu i-am dat-o în brațe. Da, am dat-o soțin în brațe. Da. Și nu este nimic rău în asta. Chiar nu este nimic rău în asta. Da, uite, mamele, și eu după ce am născut, dar și acum mamele, de exemplu, fac baie în 2 secunde. Nici pe budă nu stau, pentru că bate ăsta la ușă. Mami! Cred că unul din modurile de a-ți lua un pic energia este să-ți, nu știu, revendici câteva momente doar cu tine timpul și cu corpul tău. Da. Nu? Și să nu te simți vinovată că faci asta. Cum faci o baie conștientă? Că îmi spuneai. Te spuneam de baie. Hai, aici trebuie să notez. Cum faci o baie conștientă fără să mai faci... Da. Și să ignori bubuiturile. Da, 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 da. Vorbim de momente diferite, da? Atunci când suntem noi ca și femei și suntem doar cu partenerul sau poate că singure, ne luăm aceste clipe în care, da, ce înseamnă baia conștientă? Mă duc, dau drumul la cadă, la robinet, las să umple cada cu apă, poate pun acolo niște săruri, dau drumul la o muzică, pun niște spumant de baie și... De aici începe distracția. Ia zi, Simona, când ai făcut asta ultima oară? Că am simțit așa o energie. Da. Poate să dureze între 5 minute până la jumătate de oră, o oră. Da? Important este cum mă simt eu. Și era una dintre plăcerile mele înainte să am copii. Dar cum ar fi pentru tine, Simona, să te reîntorci la această plăcere a femeii? Pentru ca mai departe să lași moștenire fiicei tale acest model. Mm-hmm. Ar fi frumos. Deci mai ai o temă. Mai am o temă și o să o implementez, dar nu știu deocamdată cum aș putea să fac treaba asta cum. Când dorm copiii, dar am făcut un lucru tot pentru mine. Am început să mă culc seara odată cu ei în jur de ora 9 și mă ajută foarte mult. Dacă aș fi preferat să stau ora aia, nu știu, să văd cu Răzvan un serial sau să fac o cadă, dar prefer să dorm pentru că îmi cere corpul. Uite, mi-am ascultat corpul. Iacă-te. Fără să fi vorbit Iacă-te. Cu tine înainte. Și să te mai, știut lucrurile astea. Te mai atrag într-un joc în care tu poți să transmiți către fiica ta acest model feminin sănătos. Da? Ăsta este scopul somatic personal development. Femei frumoase, sănătoase, prezente în corpul lor cu sexualitate bine, bine, bine definită. Bun. Poți să începi să faci mici ritualuri împreună cu fiica ta. Ritualuri de baie prezentă și conștientă. Da? O inviți alături de tine. Mm-hmm. Da? Ea va fi foarte curioasă, îți va explora corpul și o lași să facă asta. Eu făceam cu Carla la vârsta asta baie împreună. Da, eu am această problemă pentru că l-am și pe Vlad, care are 4 ani. Și vrea și el să se exploreze. Și ar vrea și el, cu siguranță. Da. Și ai moment cu fiica ta și ai moment cu băiatul tău. Mm-hmm. Okay. Două băi, Simona, da. Pe noapte. Da, mă gândeam să iau în schimb pe Ana la masaj. Cred că e pregătită să meargă. De ce nu? Și poate fi o experiență mamă-fiică. Da, de ce nu? De asemenea, la coafor. Mm-hmm. Da? De asemenea, la diverse alte activități pe care tu le faci. Este minunat
când putem să dăm mai departe această moștenire copiilor noștri. Da, pentru că altfel o să aibă în minte doar mama care tot timpul face câte ceva, strânge masă, pune masa. Eu asta am avut, arhetipul mamei care muncește, ține pe umeri, se spetește, duce în brațe tot, trage toată familia și ăla îți rămâne. Și ai făcut și tu asta. O, mult, mult, de puțin timp am... Da, haideți să vă împărtășesc o experiență foarte frumoasă pe care am trăit-o cu mama mea zilele trecute. După pensionare, părinții mei s-au retras în zona rurală și ne vedem mai rar. Așteptam după vară încărcată, după modulele de somatic, weekendul liber, în care în sfârșit pot să mă duc să mă odihnez la mama acasă. Ca la mama acasă. Da. Mama care gătește special pentru mine, deci este acolo cu foarte, foarte multă iubire. Tata, pe de altă parte, care se preocupă să cumpere pentru fata lui. Deci, imaginați-vă câtă iubire e acolo, da? Vorbesc cu mama la telefon și îmi spune, știi, mă simt cam rău. Ce ai pățit, mă, mamă? Păi am răcit. Și îmi zice... O să te rog să nu vii. Eu cu gândul la acea multă iubire, la acea multă mâncare pregătită cu dragoste, zic, adică, aolo. Adică tu s-o cu să ești proiecții, da. Părinții n-au nicio vină. Da. Într-o primă fază am zis, mă, da, eu vreau asta. Apoi am stat, am revenit în prezent. Da. În timp ce eram în mașină, da. Că asta vorbesc cu mama dimineața, înainte să ajung la cabinet. Fetelor, doamnelor, într-o fracțiune de secundă, mi-am dat seama ce model sănătos simțit îmi transmite mama mea. Dincolo de acest nu veni, mama mea îmi spunea așa, eu am nevoie de timp pentru mine să mă refac astfel încât calitatea prezenței mele atunci când tu vii să fie una de plină. Și asta e și în clasă responsabilitatea și mi-e foarte greu uneori să lucrez cu profesorii, cu mine. Calitatea prezenței omului care intră în sala de clasă de la momentul în care deschide ușa este hotărătoare pentru dezvoltarea emoțională și intelectuală a copiilor. Copiii sunt scanere ca la supermarket. Da, mult ei citesc mai, foarte citesc mult energia, non-verbalul, fiindcă ei nu au, energia, da. Sigur și că când da. Intră un om închis, întunecat, îmbrăcat în negru, încruntat, că m-am uitat la ei cum reacționează, se închide energia lor, sunt ca niște beculețe care se închid și caută cu foame pe laterală să se încarce de la alți oameni. Deci noi oameni în general, mă uitam când intri tu de fiecare dată, când intri dimineața în studio aici, chiar dimineața mă gândeam, băi, dar cum reușește Simona de câte ori intră într-o sală să lumineze așa? Da. Că eu intru... Avem treabă, știi? Intru cu... Ai reușit să faci asta? Probabil că copiii tăi simt asta foarte bine. Noi oamenii suntem responsabili, este responsabilitate critică de ce energie, suntem responsabili de ce energie aducem, mai ales când intrăm într-un loc cu alți oameni, pentru că influențăm enorm și mai ales cu copiii. Și uite, asta când tu spui, Oana, este posibil ca pentru unele persoane să fie percepută ca o presiune. Dar în prima fază toate sunt presiune. Da. Da, da. Și atunci? Nu trebuie un pic de presiune la început? Nu. A zice că trebuie mai degrabă un exercițiu. Da, eu pun presiune pe mine și merge. Adică ajungi la liman. Nu știu dacă e bine. Da. Ajungi la liman. Adică eu zic, păi, uite, conștientizez că nu am calitatea energiei. Sunt prea prinsă în gândurile mele și când intru într-un birou, într-o sală, eu aduc oamenilor
mirosul neplăcut al fenomenelor mele emoționale. Da. Oana, dă-ți un șut frumos în fund, elegant, cu dragoste și schimbă energia asta. Genul ăsta de presiune. Adică. Genul ăsta de presiune. Da. Ok. Și atunci, hai să spunem oamenilor cealaltă parte, da? Uh-huh. Tu spui de presiune. Eu spun așa. Ce aș putea să fac pentru mine acum să-mi cresc energia fără presiune, astfel încât să merg mai departe, deschisă, așa cum știu eu, cu energia mea bună. Cel mai la îndemână lucru pe care eu îl fac, și aici fiecare aveți lucrurile pe care voi le faceți, este să pun o muzică ritmată, poate o muzică grecească, poate influențe latine, poate românească, shake it, shake it, puțin, și în momentul ăla energia mea se ridică. Da. Prin rezonanță. Da. Cum de asemenea mai pot să folosim tot felul de trucuri, da? Eu una nu port brățări, am un singur inel. Dar de ce nu porți brățări? Pur și simplu. Nu e ceva care blochează? Nu. Dar să te întreb că... Nu. Nu sunt eu construit uite și... bijurile sunt foarte micuțe, foarte simple. No. Și atunci, mă joc un pic cu inelul meu, am o amintire plăcută din momentul în care l-am achiziționat și starea mea se schimbă. Cum de asemenea, dacă sunt prezent, uite, poate văd o plantă frumoasă și mă minunez de ea, starea mea se schimbă. Sau poate... îmi place atât de mult parfumul pe care mi l-am dat astăzi, încât dacă îl miros un pic, imediat mi se schimbă. Și pe mine, mă ajută cafea dacă sunt... Astea sunt ritualuri feminine. Eu voiam să spun, Oana, că mi-ai dezgropat o amintire de, cred că acum vreo 40 de ani, apropo de ce spuneai cu adultul care intră în clasă și are cu o crispare. Una dintre învățătoarele de la o clasă paralelă, deci eram copil, aveam de acum 40 de ani, eram la școala primară, care a venit, era în doliu, pentru că a fost o mare tragedie acolo în oraș, eu sunt din Iași, soțul ei fusese polițist împușcat și am în minte acum, nu m-am mai gândit la asta de atunci, cred, imaginea acelei învățătoare în negru, cu figura împietrită și cum eram toți în jurul ei, deși nu era învățătoarea mea, nici mă cheamă, dar imaginea asta a fost atât de puternică. Și te întreb, Florentina, cum pot influența traumele adulților relația cu copiii? Sau chiar pe copilul însuși? Uite că tu ai vorbit despre experiența ta, Simona, în felul ăsta. În felul ăsta pot influența. Eu, după 40 de ani, încă îmi amintesc trăirea pe care am avut-o atunci când în fața mea am văzut această imagine a acestei doamne. Ceea ce se întâmplă în traumă este că noi ne îndepărtăm de la adevărata noastră esență, adevărata noastră ființă, adevărata noastră stare. Da? Prin această splitare, decupare, de... Cum povesteam în trafic, că pleci, pleci din aia. Da. Ceea ce eu voi transmite mai departe va fi în dezacord. Va fi o imagine blurată. Va fi acea stare de gri. Cum o menționai tu, Ana. Ideal e ca atunci în copilărie să fi avut ocazia să stai în prezența, nu, acestei femei, să afli ce e moartea, să-i simți energia, să ți se povestească unor grafic ce s-a întâmplat, ca să procesezi mai mult. Deci noi oamenii trăim o mare iluzie că realitatea e despre toate lucrurile pe care le putem pune în cuvinte sau conceptualiza sau în ecuații. 90 și ceva la sută este energetică, de amprentă a
nu știu, râurilor de energie care curg între noi și a conștiinței noastre. Noi avem o mult mai puternică memorie emoțională, copiii o au, povestesc de acum 3 ani ca și cum a fost ieri și tati îmi zice, băi, are o memorie de elefant. Și spun, nu e memoria intelectuală, este memoria emoțională, toți o avem, doar că noi adulții ne-o acoperim cu raționalizări și... Dar noi avem acum memoria, eu simt cum miroseau creioanele mele colorate de la cadoul de Moș Nicolae, ca și cum din copilărie, acum că nu am primit-o. Aia e memoria emoțională. Evenimentul a fost cărat în prezent, deși nu există trecut prezent, de ce a trăit corpul meu fiziologic în preajma plastilinei de Moș Nicolae, nu? Da. Iar pentru tine asta a fost triggerul. Și tu ai adus aici imaginea și trăirea emoțională a momentului și ceea ce a lipsit acolo. Și aici mă reîntorc la discuția pe care am avut-o, da? Când copilul plânge, când copilul trăiește o stare, contează foarte mult prezența unui martor empatic. Adică ce înseamnă asta? Dacă tu ai putut să ai alături de tine pe cineva care să, așa cum spunea Oana, să-ți explice puțin despre ce e vorba și să stea cu tine astfel încât sistemul tău să se liniștească, să-ți dea asigurări că totul va fi bine, că uite, sunt aici. Cum facem noi cu copiii noștri, sigur acum, noi părinții conștienți. Sigur că da, conștienți și prezenți. Da. Asta a lipsit atunci. Însă, uite, cum e pentru tine acum când ești în suportul nostru cu această amintire care vine? Da, în primul rând că mă simt bine că am eliberat această amintire. Și îți amintești cât de neprotejată erai față de acești oameni. Toți eram, sisteme niște de copii. Da. Pur și simplu ne uitam, știam de ce s-a întâmplat, dar știi că părinții noștri nu discutau lucrurile astea cu noi. Nu ne-a explicat niciodată învățătoarea. Uite, asta este situația. De ce eram noi toate învățătoarele ciorchine în jurul acelei doamne negru? De ce? Eu cred că ele plângeau, nu știu. Era acolo o emoție foarte puternică pe care nu ne-au explicat-o. Da. Nu ne-au asigurat că noi totuși copiii suntem bine. Doar merite să avem relații, emoțiile astea în familie. În familie, cu cine este îngrijitorul nostru principal. Da. Am mulți copii pe care îi cunoști care sunt agitați, sunt neliniștiți, deși par foarte iubiți și din familii foarte organizate. Dar par așa nelegați, așa, n-au ancorarea aia. Și mama și tata teoretic nu fac nimic rău, nu-i abuzează, nu au avut traume vizibile acum în viața de când au născut. Și totuși adulții ăștia, în prezența copiilor lor, că îi văd, nu au conectarea aceea de mamifer, de te țin, te am, te știu, te văd. Au doar o conectare intelectuală, zâmbesc, au ochii sclipitori, știu să spună copiilor cuvinte frumoase, să le explice ce e bine și ce e rău și totuși copilul ăsta este agitat și tulburat. Și nu știu cum să pun în cuvinte către părinți, nu știu, că ei ar trebui să mai exploreze un alt mod de a te conecta cu copilul propriu dintr-o zonă așa biologic-organică de prezență, de cum să o numesc ca să nu sune greu ce mai vrea și asta cu mine. Pentru că multe mămici nu înțeleg ce le spun. Băi, lui lipsește conectarea aia. Nu e cazul la tine, Simona. Why? Glumeam. Nu, eu... Că poate de aia nu știi despre ce vorbesc. Omul ăla intelectualizat care vorbește foarte mult și cum să fac, păi știi? Nu, dar în primul rând ce e și cum să o fac. Să o fac, trebuie să accesezi latura jucăușă, prostească, să stai lângă copilul tău fără mize, fără program, să stai în prezent. Știm cum. Așa, există tehnici, dar sunt oameni care nu înțeleg despre ce le spun. Întâlnești în terapie... Da, Oana, știu la ce te referi. Vorbim despre greutatea emoțională pe care părinții o resimt în rolul lor de părinți. Și lipsa de intimitate cu copilul tău. Și această greutate nu le creează spațiu pentru conexiune autentică, astfel încât copilul, da, nu poate să-și creeze un eu identitar în relație cu părinții. Spre exemplu,
o să vorbesc acum despre mine, despre sora mea și relația pe care noi am avut-o cu mama noastră și cum s-a transmis mai departe între relația mamă-fică a surorii mele cu nepoțica mea. Da? Mm-hmm. Momentul cel mai frumos era cel în care mama era în prezența noastră și o să vorbesc puțin în termeni populari. Da, mai bine. Ne giugiulea. Da. Asta ce înseamnă? Că ne lua, ne pupăcea, ne ținea în brațe, nu ne spunea vă iubesc, nu. Dar ne spunea puiul meu, fata mea, dragostea mea, iubirea mea. Da. Astfel încât noi am construit în interiorul nostru acest eu identitar. Eu și eu care aparțin cuiva. Uh-huh. Da? Știu că sunt iubirea lui mama. Uh-huh. Da? Uh-huh. Cu alte cuvinte, în trăirea mea emoțională corporală, construiesc sentimentul de siguranță că nu sunt singură. Uh-huh. Că mama, tata e acolo. Firii. Da? Că toți mama vrem și tata acolo. Toți vrem asta, acolo. Să rămânem mereu în totul ăla. Sigur că da. Am avut acest model comportamental, emoțional și senzorial în relație cu părinții noștri. Cum s-a transmis el mai departe? Păi, nepoată mea e o pupăcioasă. Da. Când vine la mine, primul lucru pe care îl face, se așează în brațele mele și avem sesiunea noastră de pupături, avem sesiunea noastră de împărtășit ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut, dar așa, într-o conexiune pot să te fizică, ating un pic. Da. Uite așa da, suntem. Să te mănânc. Uite așa suntem. Da, Doamne, cât de dor mi-a fost de tine. Și aia e o intimitate pe care unii adulți nu accesează în relație cu părinților, cu copiilor. Cu copiilor. Probabil că este și asta. Da, eu cred că ei n-au primit asta, cum ai zis, și ei inițiază, am văzut mulți bărbați de genul ăsta, da? Sunt mulți bărbați care nu pot să se apropie intim de sufletul unei femei, nu? Că e o temă mare în terapie, nu neapărat de expresie. De generații întregi, nu? De n-au bărbați, n-au văzut, n-au primit acasă, și nu pot să o dea ca pe o leapșă înapoi, dar și la femei. Da. Însă. Dacă ai fost foarte trădat în copilărie și ai avut un părinte care acum te pupă, acum nu se mai uită la tine. Se creează acest... Du-te vină, nu? Atașamentul ăsta nesigur. Ambivalență, da. Însă, ceea ce aș vrea ca toți oamenii să rețină, da, și transmiteți, vă rog să transmiteți asta în exterior, da? Momentul în care noi, ca esență, ne încarnăm în pântecul mamei, acea fracțiune de secundă, da, în care spermatozoidul fecundează ovulul și are loc explozia, aia este momentul, secunda, de aur încărcată cu iubire. Uh-huh. Există în noi sămânța iubirii, iar dacă n-ar exista în noi sămânța iubirii, ca specie n-am exista. Uh-huh. Da? So, când vin persoane așa, sau când tu le observi, Oana, vorbește-le despre iubire în detalii simple. Uh-huh. Da? Ce face frumos copilul dumneavoastră? Ce are bun copilul dumneavoastră? Ca să accesăm în corp starea aia, că tendința mea e să le judec și să le spun intelectual ce nu au, ce trebuie să aibă. Da, însă nu le fructificăm resursele, nu le scoatem în evidență ceva ce deja au, această iubire. Să faci. Da.
și da. Încrederea că există în noi întotdeauna suficiente resurse să ne întoarcem da. La sursă. Da. Eu asta am văzut-o de când locuiesc la curte, acum adult, între pui de pisică și mulți da. Acolo, la da. Țară mult. Nevoia asta de a se căuta unul pe altul și de a o căuta pe mama într-o grădină plină este exact forța asta a vieții și nevoia da. De a dormi împreună și după ce au crescut mari, este nevoia corpului de a-și aminti în permanență de unitatea aia inițială simbiotică din... Da. Și cred că toată natura e guvernată, inclusiv corpul uman, care este, cum e copacul, pisica și așa mai departe, o sursă de energie, dar și un curent, de mai mulți curenți de energie, toată natura biologică este condamnată în același timp și binecuvântată cu nevoia asta de a căuta unul, apropierea, ancorarea în celălalt. Singurătatea e ce doare și trauma este când te simți singur cu ceea ce ți se întâmplă, când nu e cineva să catalizeze, să modeleze, să împărtășească cu tine singurătatea, tristețea, chiar și bucuria. Și, așa și vreau să mai mergem la un sentiment. Cât de rea este frica? La ce te gândești concret? Mă gândesc că la definiția pe care a dat-o băiețelul meu, când am întrebat și ce simți tu când ți-e frică și mi-a zis că mă doare burtica. Ok, aici vorbim despre o reacție somatică la o emoție puternică. Și e chiar frica, așa a definit-o. Da, așa a definit-o foarte inteligent. Foarte, foarte inteligent. Și atunci, când apare o reacție, exact cum vorbeam puțin mai devreme, observă că are asociat o emoție în spate. Da? O emoție care poate să fie bună sau nu. El o definește ca fiind o emoție mai puțin bună pentru el. Însă ce a declanșat acea emoție? Care a fost factorul declanșator? Diverse situații de viață. Ana, de pildă, când era la altă grădiniță, când intram pe șoseaua aia care duce spre grădiniță, îmi spunea, mamă, mă doare burta. În fiecare zi. Da. Iar acolo, probabil că era, vreau să stau cu mami. Da, e cordonul umbilical, vrea să-l mai ține la buc. Era posibil. Este de investigat, da? Era acel fel în care eu vreau să-ți atrag ție atenția mamii și să stai cu mine și folosesc tot felul de mecanisme. Da? Sunt niște manipulatori. Mamă. Cum de asemenea posibil să fie real? Adică ceva din ceea ce ea trăia zi de zi să știe să exprime doar așa. Dar copiii care somatizează asta spun, este de investigat, da? Pentru că ea așa știe să se exprime, așa știe să-și exprime frica sau situația neplăcută pe care o trăiește sau, mami, vreau să stau cu tine, da? Prin aceste trăiri atât de puternice. Mă reîntorc puțin pentru că ai spus ceva de frică, da? Sigur că sunt momente în care frica este atât de puternică încât mă duce într-o stare de blocare și aici vorbim despre stare de înghețare, da? Sau stare de luptă sau fugă și atunci este sănătoasă sau vorbim despre o frică patologică. Iar frica patologică, cum o vedem în manifestare? Îmi este frică să-mi cobor la magazinul din colțul scării pentru că și de aici începe... întâmpla nu știu ce. Da. Sau îmi este frică să merg la întâlnirea cu Ana și cu Simona pentru că traficul este nu sau știu cum. Sau mi-e frică de un examen, cum poate că ar gândi mulți copii. Asta este frica normală. Asta este frica normală. Fugim de ea, da. Da? Aici o conținem. Da. Da, este normal să-mi fie frică, chiar dacă eu știu foarte bine toate subiectele. Da? Este o reacție firească în fața unui necunoscut. Da? Și prin exercițiu, prin expunere treptată, eu învăț să gestionez
această trăire. La fel și la copiii care se despart. Apropo de pisicile alea care vor să fie un tot și care se miaună, se cheamă una pe alta, până ajung să trăiască pe cum propriu, copiii noștri sau pui de pisică, au nevoie să se fi despărțit de mama de multe ori ca să înțeleagă că apropierea nu este numai conținută de spațiu fizic. Da. De ce au durerile alea de burtă, mai ales până la 7 ani, când sunt încă simbiotici, după care se vor fi despărțit de tine de atâtea ori, ca dovadă că acum la școală vrea la școală, nu mai vrea să stai acasă, da, fiindcă realizează că această conexiune cu mama transcende spațiul și timpul. Dar ei, când sunt micuți, văd realitatea doar în forma asta, vreau fizic să mă ating de corpul tău, iar când mă lași la grădi, eu simt că mi se rupe încă o dată cordonul ăla umbilical. Doar că eu o să-l rup de atâtea ori, de acum încolo, încât la un moment dat corpul meu înțelege că starea de prezență a mamei există și când e plecată în delegație. Pe mine mă întreabă mulți copii, oricând vin în tabără, oricând sunt părinții, dar crezi că mă mai iubește când pleacă? Dragi de ei. Pentru că ei asociază frica cu prezența fiziologică, fizică. Corpul lor încă le spune asta. După o vreme înțeleg că prezența mamei este acolo. Eu mă amintesc în copilărie că dacă întârzia 10 minute, aveam senzația că a călcat o mașină, că a dispărut. Toate au legătură cu frica de moarte, cu faptul că noi nu vorbim despre faptul că la un moment dat o să dispărem cu toții, iar copiii anticipează asta. Și simt permanent desprinderea asta de tine ca pe o altă mini-moarte sau despărțire din câmpul fizic. Și pui de pisică la un moment dat sunt respingi de mami, sunt mușcați și mârâiți să nu se mai apropie de corpul ei fiziologic, dar altfel îi tolerează în teritoriul ei, se joacă cu ei, se aleargă cu ei, adică până și pui de pisică înțeleg că mama sau ancorele mele sunt aici, nu mai am nevoie fizic în permanentă să de ea, să mă lingă ea, să mă curețe ea și așa mai. Am observat că asta e o regulă pe toată natura mamiferelor, nu? Poate și mai departe. Deci e ok când copiii voștri plâng, când îi doare burtica. E parte din trecerea la următorul tip de conștiință. Adică eu sunt iubit și sunt bine și la distanță. Asta mi-a luat și mie timp să realizez cât de conectată sunt cu fiimea la 1000 de kilometri. Recent am descoperit că sunt și în timp conectată cu trecutul, cu oamenii din trecutul meu, cu... că nu există timp și spațiu din punct de vedere emoțional și copiii învață asta după ce se despart de mai multe ori de tine și văd că e ok, că te întorci, că se reface cordon. Deci doarea burta e o chestiune ruptă. Normală, iar frica lui e normală, e o frică pe care trebuie să o autoregleze, să treacă prin ea și să vadă că la capătul ciclului emoțional există din nou lumina pe care o aduce mama în casă și trăind mereu ciclul ăsta, învăț să mă autoreglez și în a 150-a zi de grădi eu știu și anticipez, corpul meu anticipează siguranța de la ora 6 când vine să mă ia mama și nu mai resimt frica, tristețea, abandonul. Dar dacă mama o resimte, cum ziceai tu, că rămâi cu nodul, se prelungește ciclul de autoreglare emoțională a copilului și apar de-astea, dacă vii, dacă nu, e pe termen lung. Sunt mămici care nu reușesc să se desprindă. Da, am văzut. Sunt mămici care nu e cazul, dar sunt mămici care nu se desprind, vin cu el de mână și la clasa 5-a în curte, într-un spațiu nou. Nu știu ce să zic dacă nu e cazul. Nu vii la clasa 5-a cu el de mână. Nu vii, da. Sufletește, ai simțit să vii. Păi da, vin în curtea școlii, ești cu el. Nu zi pe stradă, da? Să nu mai duci de mână, adică îl lași la poartă și nu mai mergi cu el de mână până la clasă. Da. Permisiunea, dar nu îl ții de mână pentru că îi transmiți că el nu stă încă. Adică tu de la un punct încolo trebuie să fii pisica aia care, mă uitam acum, cum se apropie puii de ea. Le transmite de la distanță că a venit timpul să stea în preajma ei, dar nu simbiotică lipită. Să știi că sunt și anomalii, că noi avem două pisici acasă, mamă și fiu, și sunt de 6 ani de când e Balzac, ei sunt împreună și dorm împreună, da.
Mamă și fiu? Mamă și fiu. Da. La animale e mai liberă. E nu, nu, dar dorm împreună. Da. E o pisicuță castrată, un motanel castrat. Da, dar sunt castrați. Da, 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 da. Pentru că sunt singuri la mine, o da. Turmă întreagă și am observat dinamica. Adică au fost momentele mele de meditație în grădină, la natura lumii. Dar cred că e foarte simplu să le explici copiilor niște lucruri din viață, apelând la aceste exemple din natură. Da, da, foarte, da, foarte, da, foarte. Da, 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 asta ajută. Uite, vezi, vezi că și al trimite, da, da. Pentru că îl vede puternic și știe că poate să existe pe cont propriu. Exact. Oana, du pisoi la tine la școală. Nu, îi am în tabără și vin copiii și le povestesc multe despre familia asta de 10 pisici de pe acolo. Da. Că fiecare are câte o poveste și copiii sunt foarte impresionați în tabără când le spun. Exact, exact. Și în felul ăsta ei învață prin modele. Da, da, da. Vreau să te mai întreb ceva, Florentina, pentru că spuneai la începutul emisiunii despre emoțiile care se amprentează în corpul nostru. Asta înseamnă, dacă am înțeles eu bine, că trebuie să fim puțin atenți la ce semnale ne trimite corpul, ne transmite corpul? Aș zice mai mult atenți. Mm-hmm. Da. Și atunci, asta înseamnă că dacă eu am o suferință, nu știu, mă doare un picior, mă doare urechea, mă doare gâtul, ce înseamnă asta? Îți mulțumesc atât de mult că ai punctat, simptomatologia asta, pentru că există o confuzie atunci când noi citim, ne informăm de pe internet cu privire la ceea ce înseamnă somatizare și pot să observ acum că sunt două, se produce o separare. Se produce o separare în sensul în care eu sunt propriul meu medic sau știu sigur că asta este o somatizare. Și în momentul în care vin clienți la mine în terapie, mă doare foarte tare în partea asta și știu eu că este o somatizare, eu îndrept clientul respectiv către un medic. De ce? Pentru că nu chiar totul este somatizare. Este posibil să am o afecțiune fizică, să am o boală despre care să nu știu și să cred eu așa că este o somatizare. Crezi în cauza emoțională a bolilor? Da. Da. Avem vorbe în popor. A murit de inimă rea. Asta înseamnă a murit de supărare. A făcut pe el de frică. Asta înseamnă o descărcare a unei încărcături emoționale foarte puternice. Iar eu am fost martoră la această descărcare atât de puternică a corpului în momentul în care, și o să aduc asta aici ca să înțelegeți și mai bine ce înseamnă această trăire a corpului, da? Bunicul meu a trecut în lumea cealaltă, a făcut accident vascular cerebral în stația de autobuz cu mine lângă el. Ceea ce s-a întâmplat și asta mă fascinează pe mine la corpul uman. Ceea ce s-a întâmplat este că în fracțiune de secundă corpul dumnealui a descărcat șocul intern cauzat de accidentul vascular prin urinare. Da? Și apoi prin făcut treaba mare. N-am știut asta atunci, însă fiind foarte aproape de spital, tocmai ce ieșiseră de la niște investigații, s-a speriat foarte tare și șoc. Da? Ne-am întors la spital și asistentele de acolo mi-au spus: vedeți că hainele dumnealui sunt ude, să le puneți într-o punguță. Și cercetând, mi-am dat seama, zic: Doamne, dar câtă inteligență are acest corp. Dar de ce? De ce e inteligent? Că l-a descărcat așa? A descărcat șocul. Dar pentru că altfel ar fi putut să moară. Da. Dar copiii care fac, aseară m-a sunat o mămică, care fac pipi des, compulsiv, nu se duc decât să facă 2-3 picături, dar se duc din
10 în 10 minute, ce crezi? E, aici este puțin de e altceva, nu are legătură cu rinichii sau că au făcut investigații, dar am observat. Este posibil, eu știu, dar... Este posibil să fie o formă prin care eu vreau să-ți atrag atenția sau da, vreau să descarc o frică de-a mea. O iar descarc. Frica, da. Este de văzut ce e acolo, da? Mm-hmm. Pentru că, știi, eu văd că doar așa mami este. Nu, dacă de un an se tot duce și la școală și acasă și când se joacă și e în flow și tot se duce și aleargă, e o chestie inconștientă. Da, da, este de văzut ce e aici. Dar tot o formă de descărcare. Este așa o formă de descărcare, da. Uh-huh. Da. Sau eu, ca și copil, vreau să-ți spun ție că ceva este în regulă cu mine și pot să fac asta doar așa. Da, da, că nu știu să accesez exact. Ce mă deranjează. Exact. În general cu frica are legătură pipilica asta, da. Și sunt mulți copii care, cărora li se întâmplă da, treaba da, asta. Da, perioade, da. Da. Aș vrea să ne facem un obicei, Oana, ca la finalul fiecărui episod să faci o recomandare. Așa o să facem. Fac o recomandare de carte, nu numai ale mele, dar și ale mele. A apărut recent la editura Vocea Părinților, acolo unde e și școala, un caiet scris de mine pe partea asta de înțelegere și formarea abilității copilor de a înțelege text. Uhum. Se numește Caiet pentru înțelegerea în adâncimea textului. 8-12 ani. Sunt 120 de povești foarte scurte pentru copilul modern care n-are chef să stea să citească mult, cu foarte multe informații, întorsături de situație, lucruri foarte interesante pe care le propun, pe marginea căruia propun de fiecare dată un set de 5 întrebări care formează gândirea pe 10 paliere importante pentru orice om literat, care atunci când deschide un articol, ascultă știri, cartea de istorie, materialul de învățat pentru examen, să știe să uite la punctele cheie și să facă deducții bune. Pentru asta trebuie un antrenament tehnic și am gândit pe marginea unor povestioare scurte scrise tot de Olina Ortiz câte 5 întrebări care se repetă pe 10 competențe. Sper să ajungă în clasele învățătorilor, profesorilor sau acasă, pentru că e așa o mașinărie care îl ajută pe copii să dezvolte cu plăcere abilitatea fără să simtă că face exerciții datele la... O să le găsiți deja pe site-ul Vocea Părinților acolo. Mulțumim pentru recomandare. Florentina, a fost o plăcere și fii atentă că avem un dar pentru tine. Wow. Decizi dacă o păstrezi în cabinet sau i-o dai nepoatei tale, dar uite, dacă te decizi să păstrezi rățușca de la prietenii noștri de la Câte în lună și stele. Pentru nepoata ta avem un voucher tot de la ei, de la Câte în lună și stele. E un site unde găsești o mulțime de lucruri foarte simpatice pentru copii. Mulțumesc frumos, o să se bucure foarte mult. Câți ani are? Și 9 ani. Bravo. Și Oana, să știi că o să vreau un autograf pentru ea. Vreau un autograf. O pui la treabă. Îi dau un autograf. Da, mulțumesc frumos. Mulțumim. A fost o plăcere. Mulțumesc și eu. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți. Pe curând.